Ne-ai pregătit? Păi astăzi am pregătit o leacă, așa că vorbim mai mult de plante, practic. O să vorbim mai mult de o plantă, uite cum este hameiul. Hameiul e o plantă foarte interesantă care se folose, pe care o putem folosi în tot felul de stări. Cum ar fi stările de nevroze, de palpitații din astea nevrotice ale inimii, în anxietate, în insomnii, în iritație legată de climax, în sexualitatea crescută la bărbați, pentru cei care nu-și pot reține, sunt oameni care nu-și pot reține urina noaptea și trebuie să iasă foarte des afară. Practic legat de tot ce înseamnă nevroze și partea sistemului nervos. E foarte important când oamenii nu pot bea aceste plante, își pot face o pernă umplută cu hamei. O pernă umplută cu hamei. Exact. Eu o să scriu rețeta detaliat pe Facebook, pentru că sunt foarte multe amănunte, pentru că se bea floarea de hamei, se face într-un fel, frunza de hamei se face într-un fel și conul ăla de hamei se folosește în alt fel. De aceea eu o să scriu aceste lucruri pe Facebook. Bun. Să fie foarte atenți la rețeta pe care o să dau. Hameiul e care foarte, are foarte, foarte multe important. Proprietăți foarte importante. Bun. Acolo sunt și niște restricții. Nu se dă la copiii mici până în 3 ani de zile. Se poate folosi inclusiv pentru rău de mare, pentru cei care au probleme de rău de mașină. De... Bun. Ne scrii rețeta pe da, Facebook? Da, o să scriu. E foarte interesant și mai detaliat o să scriu.